Odată cu venirea primăverii, sau poate pentru a împărți flori doamnelor și domnișoarelor, țărăniștii cojeni au ținut astăzi o conferință de presă. Asta după ce luni întregi nu au dat nici măcar o declarație. Președintele PNCCD Gorj, Matei Catrinoiu, spune că odată cu apariția mediatorilor s-a gândit să pună la dispoziția gorjenilor 3-4 mediatori la sediul partidului. În acest fel vrea să vină în ajutorul oamenilor care au prea mult de alergat pentru un dos. În sensul acesta vreau să vă spun că PNCCD-ul are pregătiți 3-4 mediatori care vor fi la sediul partidului și vor ajuta să medieze, să ușureze munca oamenilor care, fiind prinși în dosare, fiind prinși în situații în care, fără ieșire, că n-ai cum, dacă te duci într-un dosar, trebuie să-ți angajezi apărător să faci toate lucrurile acestea. Acești mediatori îi vor sprijini. Întrebat cum are de gând să-și achite datoria de 70 de milioane de lei vechi către primăria municipiului Târgu Jiu, Catrinoiu a spus că încet, încet, adică în rate, din banii care încasează din cotizațiile membrilor de partid. Catrinoiu susține că mai sunt și alții care au datorii la chirie. Întrebată cine sunt aceștia, țărănistul șef nu a dorit să ofere exemple. Datoriile sunt, vor fi achitate în timpii cei mai scurți. Eu știu această situație. Undeva la 7.000 de lei. Și aveți banii ăștia? De unde veți da? Din cotizații? Din buzunar? Din cotizații. Îi vom strânge. Nu e nicio problemă acest lucru. Cotizații, donații. Strângeți 7.000 de lei din cotizații? Nu știu dacă asta e cel mai important lucru. Sunt destui. Nu, dar riscați să fiți evacuați, așa am înțeles. Cine vrea să ne evacueze? Facem donații partidului. Autoritățile locale, dar în faptul că înregistrați datorii. Au și alții. Și alții nu le plătesc, că n-au plătit niciodată.